Numărul vizitatorilor străini care au venit în Japonia a căzut în perioada iunie-august cu peste 30%, conform AFP. Agenția Națională de Turism din Japonia a anunțat că plănuiește să ofere 10.000 de bilete gratuite către Japonia turiștilor internaționali ca parte a programului de revigorare a turismului după tsunamiul și dezastrul nuclear care au lovit țara în martie. Publicația japoneză Yomiuri anunță că potențialii vizitatori vor trebui să depună o cerere pentru a primi aceste bilete și li se va cere ca în schimb să scrie jurnale de călătorie despre experiențele trăite în Japonia. Ca urmare a știrii, site-ul Organizației Naționale de Turism din Japonia a mers foarte încet din cauza numărului foarte mare de vizitatori, chiar dacă pentru moment se pare că nu există o adresă anume la care se pot completa cererile pentru bilete.